Ne bucurăm că te vedem în această seară aici și ne mai bucurăm că ești pe coperta revistei Viva. Cum a fost să te revezi cu colegii tăi? În primul rând, e de fiecare dată o bucurie să fiu pe coperta voastră, pentru că se lucrează într-un mod diferit, profesionist, 100%, cu acele fotografii care sunt făcute cu grijă, cu eleganță, emană căldură și naturalețe. Asta îmi place. Îmi place aspectul acesta necontrafăcut a tot ceea ce se întâmplă în paginile revistei Viva. Mă bucur și vă mulțumesc. Și a fost minunat să mă revăd cu colegii mei. Am râs cu poftă la acea ședință foto și o plăcere să fac interviul cu Viva. Este foarte puțin și vine ziua îndrăgostiților. Ți-ai făcut planuri? O petreci într-un anumit fel? De dragobete? Nu înseamnă foarte mult pentru mine neapărat ziua îndrăgostiților, nefiind o sărbătoare a noastră de suflet. Însă, eu cred că poți fi îndrăgostit în fiecare zi și pentru că atunci va fi weekend, începutul unui weekend, da, vom petrece undeva împreună, încă n-am decis locul.